Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată că avem bilanțul zilei de ieri, avem meciurile pe care le-am pregătit pentru acest weekend și cu siguranță ne așteaptă 30 de minute intense, așa cum e mereu cazul zilei de vineri, când se adună o mulțime de campionate, o mulțime de meciuri. Vom discuta astăzi despre partidele din campionatele tari care ne-au rămas, și anume cele din Spania, din Italia, din Anglia. În Anglia avem și cupă, o să vedeți imediat. Avem cotele bombă, avem biletul și avem, bineînțeles, acest CFR Steaua. Până atunci, haideți să vedem cum a decurs ziua de ieri. În primul rând, în Olanda, Eredivisie Excelsior cu Den Haag, ambele marchează. În Liga a doua, alte trei partide prezentate aseară au ieșit câștigătoare. La fel, un meci din Polonia și unul din Emiratele Arabe. Ei bine, ne îndreptăm atenția către ziua de mâine. Avem derbiul CFR Cluj-Steaua, care de altfel este și meciul zilei Unibet. Meciul zilei Unibet, așadar, întâlnirea dintre primele două clasate în Liga 1. Vreau să vă spun că este o partidă importantă și dintr-un alt punct de vedere. Gazeta Sporturilor semnala în această după-amiază faptul că cele două formații, la fel și Craiova de altfel, au intrat în play-off beneficiind de acea rotunjire cu 0,5 puncte, pentru că au avut punctaj impar la finalul sezonului regulat. Asta înseamnă că nimeni nu va beneficia de acest avantaj, cel de a fi de a nu fi primit puncte în plus. Meciurile directe vor conta și acest meci, fiind unul direct, este extrem de important. Practic, în cazul unei egalități în ambele partide, vor conta foarte mult meciurile directe, cine a făcut un rezultat mai bun în deplasare. O victorie și un rezultat de egalitate, evident, vor avantaja formația care a obținut mai multe puncte și așa mai departe. Bun, cotele partidei sunt următoarele: 2,50 pentru formația gazdă, 3,10 pentru formația oaspete. Practic, vedem niște cote foarte mari, foarte atractive, și cine are inspirația să joace pe soliști are posibilitatea să câștige sume consistente. 3,05 cota pentru un rezultat de egalitate. Din ceea ce s-a discutat pe parcursul zilei de astăzi, se pare că s-a conturat o echipă probabilă în tabăra oaspeților. Steaua ar arăta în felul următor: Bălgrădean în poartă, pe linia de fund Benzar, Planici, Bălașa și Momcilovici. Rămâne de văzut dacă cuplul de fundași centrali va fi într-adevăr Bălașa Planici, pentru că știm problemele pe care le-au avut cei doi de sănătate. Momcilovici a jucat și el în centrul defensivei. Pintiline, Delcu la închidere și în fața lor Man, Budescu, Tănase, Florin Tănase și Alibec, se pare, în locul lui Noiere, pentru că, din câte se discută, Alibec l-ar înlocui pe Noiere, pentru că francezul este accidentat. E bine, noi am mai selectat câteva cote pentru derby din oferta Unibet. Ambele marchează la o cotă de 2,20. Alibec înscrie și scor corect 1-1, o cotă de 21, și peste 7,5 cartonașe, iată, o cotă mare, 2,63. Asta în ideea în care, derby fiind, ne putem aștepta la tensiune și eventuale cartonașe. E bine, datele statistice ne arată că se întâlnesc cu adevărat cele mai bune echipe din campionatul nostru. Sunt echipele cu cele mai bune atacuri. FCSB a marcat 54 de goluri, CFR Cluj 44. Așadar, la acest capitol Steaua stă mai bine. De asemenea, sunt echipele cu cele mai bune defensive din Liga 1. CFR Cluj are 14 goluri primite, iar FCSB 19. În topul golurilor marcate din faze fixe, lucrurile stau în felul următor: FCSB 17 goluri, CFR Cluj a doua clasată în Liga 1 cu 16 goluri. Iarăși, fazele fixe ar putea juca un rol important în această dispută. Topul golgheterilor în sezonul curent este condus de Țucudean cu 13 goluri și pe locul 2 se găsește Noiere, 12 goluri. Practic, avem toate motivele să ne așteptăm la o partidă
intens disputată, pentru că cele două formații sunt cele care, realist vorbind, se luptă pentru câștigarea campionatului. Stai, are nevoie de ceva în acest meci. Dacă va pleca cu mâna goală, atunci soarta campionatului este mare parte decisă. Și bazându-ne pe ceea ce am discutat, pe datele statistice despre care am vorbit mai devreme, cred eu că putem lua în calcul următoarele variante. 1. Cu handicap asiatic 0, adică CFR nu pierde. Dacă va câștiga, pariul este câștigător. Dacă este egal, primim banii înapoi, o cotă de 1.73. Oaspeții să aibă cel puțin 4 cornere, o cotă de 1.45. După cum v-am spus, sunt echipele cu cei mai buni executanți de faze fixe. Și cred eu că inclusiv cornerele vor fi extrem de valoroase în această partidă. Ei bine, de ce am ales acest 1 cu handicap asiatic 0? Așa cum am povestit de nenumărate ori pe parcursul acestui sezon, FCSB are jocul mai puțin legat. Sunt diferite probleme la construcție, în apărare și așa mai departe. CFR Cluj, fără să aibă veleități în vreun fel din punct de vedere ofensiv, adică nu impresionează sub nicio formă la capitol ofensiv, totuși este o echipă mult mai legată. Iar acest lucru este important, dar vorbim aici despre un derby. Un derby care, așa cum ne-a arătat în cele două meciuri din sezonul regulat, s-a încheiat cu două rezultate de 1-1. Nu trebuie exclusă varianta unui rezultat de egalitate, dar și realist vorbind, nu putem omite, scăpa din vedere faptul că totuși CFR joacă pe teren propriu. Trecem mai departe, dar nu înainte de a vă invita pe pagina noastră de Facebook. Prieteni, o să vă citez mesajele care apar acolo. Mergem mai departe, haideți să vedem cum stăm în privința ponturilor din Anglia. Dar înainte să vorbim despre ceea ce se întâmplă în Anglia, dați-mi voie să vă citesc câteva ponturi din Ruibi, era cât pe ce să le uit. Cornelius Cristian, prietenul și colegul nostru de la site-ul pariuri122.ro, ne-a trimis câteva variante de pariere pe meciurile de rugby, el fiind un mare pasionat de rugby și evident un parior foarte inspirat, așa cum a dovedit-o în multe alte emisiuni anterior. Italia-Scoția 2 cu handicap minus 9,5, o cotă de 1.40. Țara Galilor Franța 1 la o cotă de 1.28. Stormers cu Blues peste 49,5 puncte, o cotă de 1.42. Lions cu Sunwolves 1 cu handicap minus 30,5, o cotă de 1.70. Iată câteva idei în cazul în care sunteți tentați să pariați și pe altceva în afară decât fotbal. Pagina noastră de Facebook vă stă la dispoziție. Ponturile noastre au loc în fiecare emisiune și o să încerc să îmi împart atenția între cele pe care le-am pregătit noi și cele pe care mi le trimiteți dumneavoastră. Bournemouth, iată, am un mesaj aici, va câștiga. Steaua CFR gol în prima repriză, Raul ne scrie. Vă urmăresc din Hamburg, Ionuț Vătafu, Barça Bilbao 0-1, 0-0 la pauză la meciul Stelei, Costi Marian, un pariu care are șanse destul de bune să iasă. Victorie Steaua, Andrei Liviu, CFR Steaua 1 și sub 3,5 goluri, Silviu Cotfas, cartonaj roșu și penalti la CFR Steaua, primul eveniment în meci cartonaj galben, Florin Talpac. Hamburgul e cu voi, iată un alt telespectator care ne urmărește tot din orașul german. La Fenerbahce peste 5,5 cartonașe, poate chiar și unul roșu, Vali Băbeanu. Prima repriză 0-1 goluri la CFR Steaua. Haideți să ne întoarcem la campionatul Angliei așadar, așa cum vă propuneam anterior. Etapa aceasta de Premier League este puțin mai sărac în meciuri, pentru că se joacă și cupa, însă noi
Am ochit câteva pariuri și evident nu trebuie să pariem pe întreaga etapă pentru a câștiga. Dimpotrivă, mai puține meciuri, șanse mai mari de câștigă. Bine, avem acest Liverpool-Watford, o partidă aflată sub incidența, să spunem așa, cifrei 9. De ce cifra 9? Pentru că, o să vedeți imediat, sunt câteva detalii. Acum, nu știu dacă le duc undeva sau pur și simplu e o coincidență. Pontul nostru este Liverpool-Watford 3+, o cotă de 1,41 și la aceeași partidă 1 și peste 3,5 goluri la o cotă de 2,42. Vă spuneam, cifra 9 apare de câteva ori în analiza pe care am făcut-o. Sunt numai puțin de 9 absenți în tabăra oaspeților, așadar în tabăra lui Watford. Watford a reușit o remiză în ultimele 9 deplasări și nu a mai câștigat pe Anfield Watford din 1999. Evident, nu înseamnă nimic, e o prostioară, dar am remarcat chestia asta. Watford are probleme destul de serioase atunci când joacă în deplasare. Nu doar că a scos un punct în ultimele 9 deplasări, o remiză în ultimele 9 deplasări, dar mai mult de atât, în 7 din aceste 9 deplasări nici măcar nu a marcat. Evident, Liverpool pe teren propriu, Liverpool fiind, n-are cum să nu scoată ceva. Mergem mai departe, avem și un Huddersfield cu Crystal Palace, 1-3 goluri în meci la o cotă mică, dar cred eu cu șanse destul de mari de reușită, inclusiv faptul că această cotă este mică, cred că ne arată faptul, ne indică faptul că sunt foarte mari șansele ca scorul să fie undeva în această marjă, 1-3 goluri în meci. Vorbim de două echipe într-o formă foarte, foarte slabă. Crystal Palace vine 4 înfrângeri consecutive, iar cei de la Huddersfield, gazdele, au marcat doar în 2 din ultimele 7 etape. Altfel, o partidă cu însemnătate foarte mare, pentru că vorbim de echipe aflate în zona retrogradării. Crystal Palace este pe 18 în momentul de față, în vreme ce formația gazdă Huddersfield este pe 15 și vor trebui să tragă tare pe final pentru a se salva de la retrogradare. Sunt șanse destul de bune ca amândouă să retrogradeze, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo. În cupă avem Manchester United cu Brighton. Eu am spus, mi-au plăcut câteva lucruri la Manchester United în returul ăsta cu Sevilla pierdut acasă. E posibil ca frustrarea și tensiunea să nu se disipe așa ușor, cu atât mai mult cu cât, iată, United e în fața ultimului trofeu pe care îl mai poate câștiga în acest sezon. Cred că va câștiga într-o manieră categorică această partidă. Oricum, pariem și pe altceva în afară de 1x2. Oaspeții, cel puțin 3 cornere, o cotă de 1.61 și, de asemenea, la Leicester cu Chelsea, o cotă de 1.70 pentru varianta ambele marchează. Chelsea și ea, evident, frustrat, am înțeles că Morata va fi titular în această partidă. Ar fi cazul să-l bage și pe el, măcar în partidele astea mai de mâna a doua. Altfel, o decizie extrem de proastă de a-l marginaliza pe unul dintre cei mai buni atacanți ai Europei până la urmă. Cam atât din Anglia. Haideți să mergem mai departe, să vorbim și de partidele din campionatul Spaniei. Situația s-a complicat serios pentru echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruña, după ce în această seară Levante a reușit să câștige meciul de pe teren propriu cu Eibar. E bine, în acest moment Levante a făcut 27 de puncte și s-a distanțat la numai puțin de 8 puncte de Deportivo La Coruña. Deportivo are meci totuși cu Las Palmas, echipă care are doar un singur punct mai mult decât ea, practic o partidă extrem de importantă. Dacă nici pe asta nu o câștigă sau dacă o pierde și mai rău de atât, atunci șansele de a se salva de la retrogradare devin aproape pur teoretice. E bine, partea, pozitivă pe care se poate axa Deportivo La Coruña este statistica din acest sezon, pentru că în cele două întâlniri pe care le-a avut cu Las Palmas a reușit două victorii, una în cupă, una în campionat. În campionat a câștigat cu 3-1 în tur, iar în cupă s-a impus cu scorul de 3-2. Așadar,
ceva optimism ar putea fi, dar e un meci extrem, extrem de important și existând această tensiune, cred că un pariu pe cartonașe are logică. Peste 5,5 cartonașe, o cotă de 1,40. Valencia o primește pe Alaves pe teren propriu și evident pentru formația oaspete care a pierdut 3 din ultimele 4 etape, nu cred că există foarte multe speranțe aici. O cotă de 1,45 pentru victoria Valenciei. Leganes joacă cu Sevilla pe teren propriu, 1,48. Leganes nu va retrograda pentru că a adunat deja destul de multe puncte ca să stea relativ liniștită pe final de sezon. 33 de puncte, are 13 puncte peste linia retrogradării. Cred că poate să trateze finalul de sezon destul de relaxat și o partidă cu Sevilla poate aduce, eu știu, un oarecare spectacol, cel puțin 4 cornere pentru gazde la o cotă de 1,48, zic eu că e un pariu de luat în seamă. Real Madrid joacă cu Girona pe teren propriu, Ronaldo marchează la o cotă de 1,40, o cotă foarte, foarte mică, dar realistă până la urmă. Ronaldo într-o formă magnifică în ultima vreme. Am numărat în ultimele 4 meciuri în care a jucat, el n-a jucat în deplasarea aceea de la Spaniol când a fost menajat, însă cele 4 meciuri în care a jucat, ultimele 4, i-au adus numai puțin de 7 goluri, așadar o formă foarte, foarte bună. De partea cealaltă, Girona și ea o echipă care mie îmi place foarte mult, a reușit 3 victorii în ultimele 3 etape, probabil o să-i pună ceva probleme Realului, probabil vor fi goluri și evident se poate specula un pic să mai pot face anumite pariuri la această partidă. Barcelona o primește pe Bilbao pe teren propriu. Bilbao ați văzut în dubla cu Olympic Marseille, a arătat destul de modest, a arătat modest în deplasare, dar a arătat modest și pe teren propriu. Iar deplasările sunt problematice pentru această echipă bască. Cred eu că pe terenul Barcelonei, care probabil vrea să câștige cât mai repede campionatul pentru a scăpa de bătăi de cap înaintea disputelor din competițiile europene, înaintea campionatului mondial, cred eu că meciul are șanse să fie câștigat de formația gazdă la handicap minus 1,5 goluri, o cotă de 1,52. E bine, cam astea ar fi punturile pe care le-am selectat din campionatul Spaniei. O să citesc și câteva mesaje de pe Facebook pentru că ele vor completa ceea ce discutăm aici. Așa cum v-am spus și puteți să testați chestia asta, parcă demersul jurnalistic nu e complet atunci când nu există și comentariile celor care citesc acel demers, adică materialele sau urmăresc emisiunile și comentează la rândul lor. Noastră aveți oportunitatea să comentați și ați văzut comentariile noastre sunt extrem de importante în emisiune. Dați-mi voie să vă spun câteva idei din partea telespectatorilor. Marian ne salută din Spania și ne propune următorul pariu. CFR Steaua X, pauză sau final? Foarte bun acest pariu, sunt 100% de acord. Marseille Lyon 1X la o cotă de 1,50. Am vorbit de campionatul Franței, dar ieri. Girona, gol marcat, Silviu Cotfas, de acord cu Silviu. Girona e una din preferatele mele în acest sezon. Barça, Bilbao, doi solist, Cătălin Lupescu, avem și varianta opusă a ceea ce am discutat eu, ceea ce am spus eu aici. George Adrian, Real, Girona, ambele marchează și 4+. Deportivo, Las Palmas, ambele marchează. Real Madrid, Girona, ambele marchează și 3+, o cotă de 1,80, Valentin Romeghea. Eu aș merge pe 3 bombe, Nice cu PSG 1X, Petre pe scenariu, 1X așadar la Nice cu PSG, la Bilbao cu Barça X, la Barcelona cu Bilbao, pardon, X2 și la Leipzig cu Bayern 1X. Parcă 3 bombe sunt cam greu să iasă toate 3, dar măcar o parte dintre ele ar putea aduce câștiguri substanțiale. Și Alin ne mai propune 2 punturi interesante. Silkeborg Copenhaga 2 și peste 1,5, o cotă de 2,02. Iată, o cotă foarte, foarte bună. Și PSV Venlo
1 și peste 2,5, o cotă de 1,62, un mic bilețel care pare inspirat. Mergem în seria campionatului Italiei. Campionatul Italiei, prieteni, ne propune meciuri care mi s-au părut parcă un pic mai ofertante decât celelalte. Udinese joacă cu Sassuolo pe teren propriu și aici vom miza pe 1 fără remiză la o cotă de 1,57. Evident, pentru o formație ca Sassuolo, care traversează o formă foarte, foarte modestă, fără victorie de 9 etape, cred că e o deplasare extrem de grea. Juventus merge la Spal după ce a reușit să o depășească pe Napoli în campionat. Nu cred că se va împiedica pe terenul unei echipe precum Spal. 2 cu handicapul asiatic minus 1 la o cotă de 1,54. Ce înseamnă acest handicap asiatic? Vreau să menționez pentru cei care nu știu, evident. Înseamnă următorul lucru. Noi mizăm că Juventus bate la 2 sau mai multe goluri, dar dacă bate la un singur gol, atunci primim banii înapoi. Nu e ca și cum dacă bate la un gol, am pierdut pariul. Tocmai asta este avantajul de a paria cu handicap asiatic. Evident, pariurile în handicap asiatic se pot face în mai multe feluri. Poate fi handicap minus 1, minus 2, chiar și handicap 0. Iar handicapurile folosite în pariurile noastre ne pot ajuta fie să creștem miza, fie să ne luăm măsuri suplimentare de siguranță. Benevento joacă cu Cagliari pe teren propriu, ambele marchează la o cotă de 1,70 și Sampdoria Inter, iată o partidă care se anunță interesantă, Sampdoria Inter așadar, 2-4 goluri în meci la o cotă de 1,52. Inter, după ce a reușit să o încurce pe Napoli în ultima etapă, iată, merge la Sampdoria. Sampdoria o echipă foarte bună de teren propriu, doar Juventus în campionatul Italiei are mai multe puncte decât Sampdoria pe teren propriu. Crotone, echipa lui Zenga, o primește pe Roma. Roma o echipă indiscutabil mai valoroasă și cu o singură înfrângere în ultimele 13 deplasări. Cred că Roma are la degetul mic această partidă, probabil o va câștiga la scor. Oaspeții să marcheze cel puțin 2 goluri la o cotă de 1,58 și Napoli Genoa 1 și sub 3,5 goluri la o cotă de 2,10. În tur Napoli a câștigat partida 3-2, însă cred că moralul napoletanilor este un pic zdruncinat după ce, iată, pe final s-au văzut, nu chiar pe final, dar aproape de final, s-au văzut depășiți de Juventus. Asta după ce o bună perioadă de timp au stat chiar ei pe locul întâi. În momentul de față sunt 4 puncte între Juventus și Napoli. Și date fiind aceste statistici, Napoli nu mai are voie să facă pași greșiți. Însă nici nu cred că va zburda pe teren, având în vedere greutatea pe care o are pe umeri în momentul de față. Haideți să vedem și câteva cote ceva mai mari, vorbind despre cotele Winmasters, cotele bombă ale emisiunii. Avem 3 cote, nu sunt chiar foarte mari, însă sunt istețele cu șanse bune de reușită. Poate chiar încercăm să le punem pe toate 3 pe un bilet și să sperăm la cei mai buni sau să cerem 2 din 3. Iată alegerile noastre. Valencia la Veș, 1 pauză, 1 final. N-ar trebui să fie greu acest pariu. O cotă de 2,05. Pentru o cotă de 2,90 putem paria că în Liverpool-Watford se marchează 4-5 goluri și de asemenea pentru o cotă de 2,85 Marseille-Lyon, gazdele câștigă și peste 2,5 goluri în meci. Asta în condițiile în care Lyon traversează o perioadă cu adevărat slabă, modestă în exprimare și merge pe terenul unei rivale. Meciul va fi disputat, probabil vom avea ceva goluri și n-ar fi imposibil ca la final formația mai bună să se dovedească Olympique Marseille. Bun, mergem și mai departe de atât și ne uităm puțin către variantele pe care le-am propus și lor de la Winmasters. Ei fiind cei care ne dau posibilitatea de a primi cote la cerere. Tot ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți un mail pe adresa pariuri@winmasters.ro.
să spuneți acolo, domne, ce șansă ar avea, de exemplu, Craiova să câștige Cupa României și campionatul în sezonul curent. Cota 21 ne-au dat înaintea de partida din această seară. Cu siguranță această cotă e mai mare în momentul de față, pentru că Craiova tocmai a făcut 0-0 pe terenul celor de la Viitorul Constanța. CFR Cluj să câștige titlul fără să piardă niciun meci din play-off. De asemenea, o cotă bună oferită de cei de la Masters, 4,75. CFR Cluj FCSB 1 și peste 6,5 cartonașe galbene meci, 4,25, iarăși foarte plauzibil și acest pariu. Și victoria națională a României în cele două amicale pe care le avem de disputat în această lună, cu Israel și cu Suedia, o cotă de 7. Aici mă îndoiesc de succesul naționalei României, dar oricum cota e bună, e atractivă pentru, eu știu, cineva care crede că România va câștiga aceste două întâlniri, aceste două dispute, probabil că un pariu pe o sumă micuță merită făcut. Eu unul n-aș paria pe faptul că România câștigă ambele meciuri amicale. Mergem mai departe, haideți să vedem și care este biletul weekendului. Am ales câteva meciuri dintre cele care sunt programate în acest weekend și am făcut un bilet de cotă 4-0-2. Le vedem chiar acum pe micul ecran. Köln, care primește vizita lui Leverkusen, X2 și 2+, la o cotă de 1,40. Marseille-Lyon, 1X și 2+, o cotă de 1,50. Nice-PSG, peste 2,5 goluri, 1,44. Și Spal Juventus 2 solist la o cotă totală de 4,02. Eu o să joc biletul ăsta, o să pun probabil 30 de lei, ceva de genul ăsta. Mi-ar aduce un câștig de 120 de lei, ceea ce nu e deloc rău. Acum o să spună unii dintre noastre care sunt obișnuiți cu câștiguri mai mari: domne, ce mare lucru fac că o să câștig 120 de lei. E bine, până la urmă nu-ți dă nimeni 120 de lei de pomană. Și dincolo de asta, banii pe care îi câștigăm, uneori și sumele mai mici, sunt buni pentru că din ei ne putem construi o bancă. Practic, din banii ăștia pe care îi câștigăm, duminică putem face alte pariuri, care, iată, sunt subvenționate chiar de câștigul nostru. Haideți să aruncăm o privire acum către restul ofertei caselor de pariuri, să vedem ce altceva se mai joacă în weekend și ne-ar putea interesa. Sabin Pârvan mi-a oferit câteva punturi din Championship, el fiind un bun cunoscător al fotbalului britanic. Mi-a spus așa: Fulham QPR peste 2,5 goluri la o cotă de 1,54. Și tot la aceeași partidă, unul și ambele marchează la o cotă de 2,85. Iată pariuri foarte, foarte atractive, foarte interesante. Brentford Middlesbrough, ambele marchează la o cotă de 1,71. Respectiv Wolves cu Burton, 1 cu handicap minus 1 asiatic în prima repriză. Adică gazdele să conducă cu două sau mai multe goluri la pauză. Dacă vor avea doar un singur gol avans, atunci miza este returnată. În Liga a treia, Ligue 1, Gillingham cu Blackburn, o partidă la care Sabin ne sugerează următorul pariu: X2 și 0-3 goluri la o cotă de 1,47. Iar în Ligue 2 avem acest Accrington cu Forest Green, 1X și 0-3 goluri la o cotă de 1,80. National League North avem Tamworth cu Harrogate, oaspeții cel puțin două goluri, 1,56, respectiv Salford cu Spennymoor peste 2,5 goluri la o cotă de 1,62. În Eredivisie, prima ligă olandeză, avem și aici două idei de pariat: Herenveen Utrecht peste 2,5 goluri la o cotă de 1,72, respectiv PSV Venlo 1 cu handicap minus 1,5, adică să bată la două sau mai multe goluri diferență, o cotă de 1,63.